Chiar și în ajunul Crăciunului, foarte mulți băcăuani au ieșit la cumpărături, carnea și brazii fiind la mare căutare. În piața centrală, hala de carne a fost mai aglomerată decât într-o zi obișnuită și vânzările pe măsură. Ce luați? Pic de carne. Ce luați? De sărmălăță. Și fripturica? Este acasă. Este acasă? Da, da. Cum petreceți Crăciunul? Acasă sau plecați? Acasă, acasă. În familie. Am lăsat, într-adevăr, pe ultima zi, tobă, pastramă. Unde veți petrece Crăciunul? În familie. Pulpă de porc. Merry Christmas, my friend. Da, Merry da. Christmas. Mulțumesc. Unde veți petrece sărbătorile? Unde dă Domnul, să văd. Nu sunt hotărât încă. În spatele teșghelelor, mulțumirea e maximă pentru că încasările au depășit cele mai optimiste așteptări. La măcelare în fiecare zi Crăciunul. Și cheful. M-ați înțeles ce vreau să spun. Mergem înainte. Dumnezeu, Dumnezeu lor. Muncim și asta e treaba. Și trebuie să muncim. Dacă pentru sarmale și friptură oferta era îndestulătoare, la brazi era o adevărată criză. Cei care nu au avut grijă să-și cumpere din timp, nu prea au mai avut de unde alege. Pe ultima 100 de metri brăduțul? Da. Sunt mai ieftin? E, nu, că nu mi-a spus prețul. Nu știu. Cât e asta? 30. Da. E, nu, mai sunt. E, nu sunt. Ce să faci? Mai petrecem și fără brad. Chiar și fără brad, bucuria Crăciunului rămâne întreagă dacă este petrecută în familie, împreună cu toți cei dragi.